A trecut mai bine de o lună și jumătate de la jaful armat și tentativa de jaf, care au avut loc la două bănci din Cluj. Poliția clujană nu a reținut până acum niciun suspect în cele două dosare. NSN și Ziar de Cluj au cerut IPJ Cluj să informeze pe cetățeni despre stadiul anchetei în cele două cazuri. În urma reanalizării dosarelor, în cazul cel cu două sâlfării de la două unități bancare, tot în municipiul Cluj-Napoca, au fost identificate noi ipoteze de lucru. Polițiștii judiciariști încercând în acest moment să exploateze informațiile obținute. În data de 18 iunie, un bărbat cu fața acoperită și înarmat cu un cuțit a intrat într-o agenție BT din cartierul Dâmbu Rotund, a amenințat casierele, a sustras circa 20.000 de lei și s-a făcut nevăzut. Câteva zile mai târziu, în 21 iunie, de data aceasta la o agenție Check Bank din cartierul Mărăști, un bărbat cu fața acoperită și cu un pistol în mână a intrat în bancă și a cerut să-i se dea banii. După ce a fost refuzat, a plecat în grabă. Polițiștii cred că pistolul folosit în această tentativă de jaf era unul de jucărie. Ancheta în cele două cazuri este realizată de polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorilor de la parchetul Tribunalului Cluj.